Salutare dragilor, episod nou Tare de tot acasă la Bag 52 împreună cu dumneavoastră, cu prietenii și sponsorii noștri de la Betano și de asemenea cu prietenii de la SAS Gym, două săli ultra performante de fitness în capitală, la Piața Alba Iulia și în drumul Taberei, o multitudine de aparate pentru practicarea exercițiilor fizice. O atmosferă călduroasă, prietenoasă și civilizată. Un vibe bun încă de când treceți pentru prima oară pragul la SAS Gym. Invitatul tare de tot are legătură cu un domeniu de care v-ați lovit cel puțin o dată în viață: imobiliarele. Nu cred că există cineva dintre dumneavoastră care, repet, măcar o în viață, nu a cumpărat ceva, nu a vândut ceva. Sau nu a închiriat ceva. Motiv pentru care n-ar strica puțină educație în acest uh, sens. Și de la cine putem învăța decât de la cel mai bun și cel mai activ pe piață și pe rețelele de socializare, celebrul deja Șerban Trâmbițașu, One Main Show, în ceea ce privește acest segment. Te salut! Salut și salut, îți mulțumesc ragu. că ți-ai răpit din uh, timpul tău. Pentru a veni aici la tare de tot, spuneai înainte de a începe acest podcast că ești între uh, trei tranzacții astăzi, nu? Cel puțin. Da. Cine știe ce mai apare pe parcurs? Doamne, ajută, la cât mai, multe, la cât mai mulți clienți satisfăcuți. Uh -huh. uh, un pic exagerată prezentarea. Nu e exagerată. Nu sunt cel mai bun. Sunt cel mai cunoscut, am notorietatea cea mai mare, dar nu sunt cel mai bun. Sunt nici pe aproape cel mai bun. Da. Nu Dar o să devii cel mai bun Sper, îmi, spre asta lupt, spre asta tind, spre asta merg Întrebarea care <coughs> uh, sau pe care și o pun foarte mulți, uh, care au o intenție ceva, vis-a-vis -vis de acest segment Așa. Uh, Care este starea în acest moment a pieții imobiliare? Că sunt o felul de speculații, niciodată nu-i moment de uh, cumpărat Nu-i momentul bun să cumperi mm, Nu, asta e o penie, din punctul meu de vedere, momentul bun să cumperi este întotdeauna, oricând, cumpără, vinde la preț corect. Acum acu nu e un moment bun în piață, nu e un moment bun al pieței, dar nu să cumperi, tu tot cumperi, dar să nu te păcălești. În prisma prețului, evident. Nu e moment bun pentru că motorul imobiliar în România, da? vorbim la nivel segmentul mic-mediu, nu vorbim de milioane de euro, da? sunt creditele ipotecare și sunt din ce în ce mai greu de accesat. Și dacă creditele ipotecare nu prea mai sunt accesate, cererea scade. Adevărat. Iar prețul e dat de raportul dintre cerere și ofertă. Dacă cererea scade, ce se întâmplă cu prețul, spunem tu? Vedeam un TikTok cu <coughs> de tine, acolo unde chiar excelezi, recent. Și spuneai, tu joci și teatru, pentru că ai la bază studii în domeniul ăsta și o să ajungem. Uh, mai în glumă, mai în serios, spunei uh, pe acel filmulet să ținem un moment de reculegere că a murit piața imobiliară. Piața imobiliară a vânzătorilor. A vânzătorilor, vânzătorilor da, da. Bună, piața complet. Piața imobiliară n-a da. murit. N-a murit, a vânzătorilor, da. A murit da. piața imobiliară a vânzătorilor. Așa e? Da, a murit piața imobiliară a vânzătorilor. Recent Pentru sau de mai de mult? mult? E un clip postat în august anul trecut, e clipul cu care am explodat eu, da? Până la clipul ăla aveam undeva la. 8.000-9.000 de vizualizări pe clip. Clipul ăla a făcut 1.100.000 de vizualizări și s-a dus numai în sus de atunci. Ce înseamnă că a murit piața imobiliară a vânzătorilor? Când dobânzile la creditele ipotecare erau 2-3%-4%, da? oricine putea accesa un credit. Ai strâns un pic... Te-ai strâns un pic, da, da? da, Să nu zicem din ce. Da. <laughs> Că ai strâns un 10 de euro, ai făcut un credit ipotecar sau un credit tip prima casă. De ce? Pentru că o chirie era 300 de euro, dar rata, la un două camere, vorbim ipotetic, da? da? Iar rata era 200-250. Era da. mai rentabil să, să iei un credit ipotecar, e mai ieftin. Da. Uh, motiv pentru care, cât cerea proprietarul un bun imobil, cu atât se vindea. era cerere foarte mare, da? Nemai putând să se ia așa de mult credite ipotecare, pentru că nu-și mai permite, majoritatea nu-și mai permite rata la bancă, n-a mai fost cerea așa mare. Și s-a inversat. A devenit piața imobiliară a cumpărătorilor. Adică câți bani am eu, atât costă apartamentul. Nu mai cât vrei tu, atât costă, cât am eu, atât costă. Că... eu n-am auzit, serios. Adică nu, eu nu, am nu, trăit eu am pățit-o. Nu, nu, te combat din punctul ăsta de vedere, spun doar că n-am auzit ca uh, omul ce vrea să cumpere să facă el prețul. Păi dacă și dacă proprietarul... ce sens? Să spunem că avem de a face cu un apartament care uh, preț de catalog valorează 100.000 de euro. Da. Tu, în calitate de cumpărător, vii și dai 80 și ți-l dă? După o perioadă. Nu i dai 80, nu-i la modul ăsta. Dar dai 90, îi dai 85, nu chiar 20%, dar un 10-15% a scăzut piața. De ce? Pentru că... De ce vinzi un, un imobil? Ori te muz la mai mare, Da, da. Ori te muți la mai mic. Strângi mai tare. Da, ori da. ai nevoie, o nevoie urgentă. Ori, nu cred că asta e pasiunea ta să vinzi imobile. Hai să mai vând un imobil. Da. Nu. Deci ai o nevoie. Da. Și treci o lună. Trec două luni. Trec trei luni. Și nu vinzi. Ce faci? Ți dă preț ca nebunul. Păi și ce faci? Stai așa. Mai sunt unii, da? Ăia nu vor să vândă, ăia n-au motivație. Ăia aglomerează piața imobiliară. E plin de ei, știu. Dar dacă vrei să vinzi și trebuie să vinzi pentru că -ți trebuie să vinzi, te adaptezi, scazi prețul. Scazi prețul. Păi, dacă primești, dai 100 de mii, tu ai zis imobil la vânzare. Și primești 80, 75, 70, 80, 82. Ce faci? Depinde de ce nevoie ai, dacă te e foame. Depinde. Dacă Dar nu, nu... vinzi dă nebun. Vinzi ca ai o nevoie. Ori la mai mare, ori la mai mic, corear de ceva. Și la un dat trebuie să scazi prețul. Și care-i prețul? Cât poate omul să-ți dea. Și zici tu că acum tendința asta este. E în deja moment... de anul trecut. De anul trecut, de asta prin este... De da. Uh -huh. De când a început să crească dobânda bancară, de atunci. Cu roborul, cu IRCC-ul și așa mai departe. Păcăleala la mutarea la IRCC, cu... Da, da, cu dobânzi fixe și așa mai departe. <obeats> da. Da, e greu. Dar atunci cum îți explici tu, cel puțin vizual, când ne confruntăm cu tot felul, vorbim de orașele mari și de, de București da. în principal, tot felul de construcții ce apar peste noapte, unde era un teren liber, între două case, între două vile, între două blocuri, hop, un bloc nou. Înseamnă că se caută, toată lumea asta spune, domne, nu mai vă văitați că e criză. Ia uitați, iar a apărut un bloc și acolo unul. Nu e un paradox sau e o păcăleală sau cum să o interpretăm? Mm, nu o să moară niciodată de tot, dar nu se mai construiește cum se construia cu doi ani sau cu trei ani. Nu, în pandemie se construia nebunește, da. de exemplu, până să înceapă Ucraina. Da. Acum nu, acum se construiește cu 70% mai puțin. Au fost studii pe site-urile de profil, pe analiștii financiari, aia deștepți cu grafice, da. știi? Da. Și au arătat. 70% mai puțin construit. Sunt unii care încă construiesc. Deci, practic, a scăzut. A scăzut, cu da. 70%. Înseamnă cu enorm. Gradul de construire. De, Gra de, până ce îți dai seama? Până cererile de autorizare, autorizație de construire care se depun la primărie. Și astea Au sunt... Au fost cu, cu 70% mai mici, mai puține. Deci se construiește cu 70% mai puțin. Uh -huh. Dar pe praful ăsta, cum spune da. românul, ție -ți merge poate mai bine ca uh, niciodată de când te-ai apucat, nu? E prin prisma TikTok-ului, da, și a vizualizărilor, și a expunerii. Și a uh, filmului pe care am intrat, că nu știu cum se altfel. și a modului altfel. în care am pachetez toată această poveste. Da, și prin, nu, prin faptul că eu nu accept prețuri care nu sunt corecte. Eu îmi fac o reclamă pe TikTok, da? Da. Tu vrei să-ți vinzi un apartament. Și mă suni că vrei să-l vând eu. Și ca tine mă sună 50 de oameni pe zi. Eu din 50 de oameni iau doar două contracte. De ce? Pentru că el alți 48 nu acceptă prețul pe care eu îl spun. Asta e realitatea acum. El a vrea tot 100 de mii, dar de fapt e 90. Cum de să las la 90? Păi aceea, altfel nu mă bag, altfel nu se vinde și eu nu vreau să aglomerez piața, care oricum e distrusă. Deci, practic, Șerban și face prețul. <laughs> nu Șerban Trâmbițașu deschide ochii asupra prețului Pentru că e Șerban Trâmbițașu e pățit Șerban Trâmbițașu a stat cu un apartament Care face 90.000 la 100.000 pe piață 3 luni degeaba O dată de dor, gata Costă, promovarea costă Și nu vreau să plătesc aiurea Asta e prețul, vrei bine, nu, la revedere Deci pe tine te sună lumea În urma popularității dobândite să le vând pe apartament. TikTok să le vinzi apartamentul pentru că așa cum împachetezi tu produsul lor, este uh, poate uh, mai aproape ca niciodată acel cumpărător da, să-l exact. vândă. Dar se izbesc de problema uh, dialogului cu tine. Pentru că ei au uh, apartamentul și spun aș vrea pe el 100 de mii. Da, eu spui... am trei condiții. Unu, e prețul așa. să fie corect. Când mă sun și vrei să colaborăm, să fie preț corect, da. raportat la o analiză de piață pertinentă. Asta da. ce înseamnă? Vedem la ce prețuri s-au vândut în ultimul an apartamente identice în zona respectivă. Asta înseamnă analiză de piață. Nu fac din capul meu. Există niște platforme pe care le plătesc, unde văd prețuri de tranzacționare, nu prețuri de listare. Pentru că omul zice, am văzut la mine vecinul de la 3, are anunț pe 110.000. Blocul de lângă am văzut un anunț la parter mai urât ca al meu la 120.000. Ok, de câte zile e pe piață anunțul ăla? De șase luni. Păi nu e la prețul. Prețul corect nu e dat de prețul de listare, cât cere omul. Că dacă eu cer 200.000 de euro pe garsonieră de 40 de metri pătrați, nu înseamnă că l-ai prețul și tu o pe 200 la fel ca mine sau pe 190. Înseamnă că am o problemă la cap. Da. Că nu înțeleg prețurile. Prețul da. Prețul da, de prețul de tranzacționare. Cu cât s-a vândut? ăla ai prețul. Și, foarte... și eu propun și doar așa lucrez și direct pe prețul de tranzacționare. Eu nu negoci niciodată prețul. A, tu nu? dacă mă sun pe mine și vezi ceva la mine, la mine prețul nu se negociază. De ce? Că am ieșit din prima la preț corect. Dacă îți negociezi prețul deja, uh, Cumpăr vânzătorul care vinde cu mine este în pierdere. Deci dacă tu uh, spui și uh, vânzătorul, scuze, uh, împreună cu tine, stabiliți că un apartament pe care el cere 100 de mii inițial, uh, prețul corect înseamnă 90 de mii. Ieșim pe 90 de mii și pe 90 se vinde. Tu nu scanzi nimic din aia 90. Nu, nicio, uh, niciun cent. Nimic. Nu. Adică nu vine cumpărătorul să spună domnul Trâmbițașul. Nu, dar da, da, nici nu la, la 85, Ce nu. anume? Nici nu vine la vizionare. Adică nu eu primești. din telefon îl pregătesc. Dacă aveți vreun gând de negociere, n-are rost să ne pierdem timpul. Prețul ăsta e fix. Nici măcar, nici măcar un leu. Nu, nu negociem. De ce? De ce, domnul, trebuie să ajungi negociate? Vrei să negociem prețul e 100 de mii? Hai și negociem 10 mii. Te simți tu bine așa? Nu vrei mai bine să ieșim pe prețul final, prețul corect? Sunt uh, unul din puține agenți care iese cu... Uh, nu sunt singurul, am mulți colegi da. care fac asta care ies pe preț corect direct. Și nu negociem. Pentru că omul nu prea scoate prețuri finale la vânzare. Omul scoate prețuri cu 10, 5, 10, 15% mai mult cu gând de negociere. Avem mentalitatea asta de negociere. nu, da, nu poți să-i acuz pe oameni, că fiecare dorește să obțină cât mai mult. Pe... Păi dacă eu am ieșit deja, tu vezi toată piața plină de 100 de mii și am ieșit pe 90, de ce să mai negociezi? Ce să mai negociezi? Dar nu gândesc toți așa. Aia e problema. Tu îmi spui mie, eu înțeleg, dar eu n-am nimic de vânzare. Dar ăla da. care are ceva de vânzare nu știu cât de repede ar înțelege. De aceea și procentul celor care rămân cu tine e foarte mic. Ăia doi din cei 50 pe zi sunt suficienți. Șapte zile, 14 contracte. De reprezentare exclusivă. Adică Am de înțeles. scos la vânzare. Deci mergând pe această linie, tu spui că în momentul în care semnezi cu cineva ăia doi, cât timp trece până le vinzi apartamentul dacă... De acord, nu există un standard. Între două ore și o lună. Relativ repede? Adică... dacă e preț corect. Cine caută un apartament are notificări pe orice platformă. Așa este. Da? Da, a apărut da. ceva nou. Da. Și cauci, cauci. cauci Și-ți vine notificare. A apărut. În zona unde toată lumea scoate la 100 de mic, că nu e și nu e preț corect, a apărut un 90. Păi ăla vine cu banii îndins la vizionare. Vin cu hârtia la mine cu acordul de rezervare. Putem lua avans în timpul vizionării. Sunt pregătit. Spune-mi cum ai reușit. Este o plajă foarte largă și nu de ieri de azi. De când e lumea și întâlni să spun, de agenții imobiliari și de agenții Suntem imobiliari. Suntem foarte mulți. Foarte mulți. Foarte cum mulți. Cum ai reușit să te faci atât de popular, de plăcut și de bun, de ce să nu uh, recunoaștem? Dar n-am Adică a fost un efort, sunt eu, ăsta și eu. Nu știu, am încercat. Imobiliare sunt foarte seci. La bază, dacă stai să te uiți de sus în perspectivă, bună ziua, asta e apartamentul, ăsta e banul, stai că trebuie să muncești toată viața, 30 de ani credit, stai că nu mai am bani de concediu și cam astea sunt imobiliarele. Așa trebuie să vii cu, un, cu, o distracție, nu știu. Cu... Așa este. Ne place entertaining-ul, Da. Avem nevoie de el și am reușit, cred eu, nu-mi place să mă laud. Păi, dar trebuie să o faci, că dacă nu, o să Laudă -mă te laud eu. Laudă-mă tu! O am să reușit, laud cred eu... eu, am reușit, cred eu, să fac oamenii care nu caută apartamente, și asta îmi scriu majoritatea în comentarii pe TikTok, să se uite la apartamentele mele. ăsta e secretul. Să spargi plaja de cumpărători. Dar tu faci niște regii și, din punctul ăsta de vedere, iată, am selectat un filmuleț. Sper că...

Hai cu mine, ți arătată. Acesta este Șerban Trâmbițașu, pe care nu-l recunosc, atât de liniștit e și de reținut. Probabil că e și destul de dimineață. Filmăm undeva în jurul orei 10 și 30 de minute. Dimineața nu e niciun Di caz, pentru dimineața. mine e prânz acum. Da, pentru tine e prânz. E prânz acum, nu. bliniștit, liniștit. Ce vrei să fac să sar pe mese? Mai... Să fii măcar la jumătate din starea pe care o afișez când îți promovezi produsele. Da, nu. În primul rând mă gândesc la început. La începutul unei prezentări. E cel mai important. Începutul și sfârșitul. Asta se ține minte. Sunt actor la bază și asta am învățat în facultate. Nu contează ce faci în timpul piesei de teatru. Important e începutul și sfârșitul, pentru că omul doar atât ține minte. Emoția pe care ai creat-o la început și la sfârșit. Da. Dacă eu începeam din garsoniera aia, care, la care chiar am făcut antecontract să asta. Intrai ea și spune aici e de baraua, da, Aici e baia, aici baia, Cine nu căuta o garsonieră, dădea scroll. Da. Bun, aici chiar dacă nu cauți, te uiți. Că uite un nebun pe linia de tramvai. Ce faci? Întins pe iarbă la costum, la patru ace, cu vestă și cu cravată și vine tramvaiul de și dincolo. Ce? Trebuie să văd. Și după aia vezi că e vorba de o garsonieră. Tu dacă n-aveai începutul ăsta, dă dai scroll, da? Tu vezi că e vorba de o garsonieră și ți-aduce aminte că ai un văr care caută o garsonieră în zonă. Și ce faci? Îi dai share? Uh -huh. Sau, bă, se pare amuzant. Și vrei să-i trimi soției și dai share, uite, râzi și tu. Păi să știi că așa se întâmplă. Știu cauz și nu... astfel se creează milionul de viuri, cum are clipul ăla. Și n-ai cum, dintr-un milion de viuri, dacă 0,001% sunt interesați, înseamnă că tu ai un client. Nu, la tine, cauți, nu cauți ceva de cumpărat sau de închiriat, te uiți și pentru fani la ceea În ce În primul faci. rând te uiți pentru fan. Iar din fanul ăla... Dai share și din share ajunge la cine caută garsonier. De ce vii mereu la 4AC? Mă rog, aici e explicabil la podcast, dar să te întinzi, așa sunt să mereu. Să te pe șina de tramvai sau între șinele de tramvai la 4AC și să faci teren la 4AC, cred că e puțin cam incomod. Deși, sigur, asta impune respect ținut asta. Pentru dar... mine nu e incomod, vreau să spun că în termin ziua de muncă seara și ies cu copii, în par nu mă mai schimb, tot așa ies. Sau la locul de joacă. Nu mă mai schimb, mă simt foarte bine, ăsta sunt eu. De ce? Ușor, ușor m-am autoeducat și mie îmi plăcea în pantaloni scurt și în papuci. Nu, n-am ai mers în latura cealaltă. În nu, îmi place, George. mă simt bine. Da? Mă simt bine să nu port nici chiloți. Mă simt bine să fiu liber. Da? Eu sunt genul care dacă ar putea ar umbla, dacă societatea ar permite, aș umbla dezbrăcat pe stradă. Da. Că mă simt bine. Cine să știe? Mai ai cred că Bun. ai puțin de așteptat Bun. la ce se De că suntem foarte mulți agenți imobiliari, cum ai spus-o și tu, da? da? Ca să faci diferența, trebuie să faci diferența. Că altfel rămâi în mediocritate. Da. Și în foame și, în... și trebuie să faci diferența. Și până la urmă, e vorba de bani în imobiliare. E vorba de zeci de mii, sute de mii de euro. N-ai cum să vii cu borseta și cu blugi. Și filmulețele acestea... Părerea mea, adică sunt mulți care fac asta și o fac cu succes. Eu nu pot, eu nu mă văd așa. Și filmulețele acestea uh... Cât timp necesită pentru a le gândi, chiar dacă ele cumva sunt spontane vis-a-vis -vis de ce spui, dar nu e chiar așa, mă întind pe stradă și zic două vorbe și gata. Că de multe ori nu-ți ies, de multe ori nu ești în formă, de alte ori e supărat, da, trebuie să le faci. În primul rând, pentru mine e foarte distractiv să fac asta. Indiferent cât forma aș fi sau cât de supărat aș fi, eu așa mă descarc. Așa mă, relaxez. Deci pentru mine e o formă de relaxare. Îmi place să joc. <gri> da. Îmi place. Eu mă joc. Eu acolo mă joc. Pentru mine o joacă. tu îi place. La... Da, toată lumea vrea să se joace. n-ai cum să nu te joci. Oric, indiferent ce vârstă ai avea. începutul ăsta care e foarte important despre care îți vorbesc, când vine atunci pe loc. Pe loc. Trebuie să ajung la locație, să mă uit, să văd. A, uite-l tramvai, uite iarba, asta fac. Uh -huh. Tu la baza, așa cum ai spus, și o să vreau puțin să, să dezvoltăm această poveste, ai terminat uh, actoria, da. o, Academia de Teatru și Film. Uh, nu am terminat unei am terminat actoria la Spirul Haret, la pe Spirul vremea Haret. când avea grupă de teatru, că după mine a mai fost un an și s-a desfințat. Da, uh, văzând cum te exprimi în domeniul ăsta al imobiliarelor, logică și atunci aveai talent pentru uh, actorie și întrebarea de ce n-ai uh, rămas acolo în zona aia unde cred eu că se câștigă. E o întrebare foarte bună. Am rămas în zona aia, încă joc, am o trupă de teatru de improvizație, trupa obligo, am peste 1500 de spectacole, acum 1 iunie am făcut 15 ani de existență de când am înființat trupa. Mulți înainte. Mulțumesc, Doamne ajută. Deci joc în continuare. Ideea e că n-ai cum să trăiești din teatru decât dacă prinzi un rol într-un film mare sau într-un serial de durată. În rest, n-ai cum să trăiești din asta. Adică am vrut și eu o soție, am vrut și eu doi copii pe care i-am. N-ai cum. Din punctul meu de vedere, în București, poate sunt snob, deși nu fac abuz, nu, nu m-am lăfăit niciodată, nu, și deși câștig bine, sunt la limită, Adică eu nu pun bani deoparte. Uh, păi nu cred că ai cum cu doi copii. Adică vorbesc... Ba ai că... cum! Dar așa, nu sunt eu ăla! Prin prisma omului de rând. Nu sunt eu ăla. Din punctul meu de vedere... În spectacole. Da, am un spectacol de teatru weekendul ăsta, mai am weekendul viitor, o repetiție, ha, ha, hai o reclamă. N-ai cum să depășești 1000-1500 de euro pe lună. Păi, și... un salariu din... bun părerea mea. Da, dar nu ai în București să crești doi copii și o soție și poate o chirie și poate o rată la bancă și poate un concediu o dată pe an, 10 zile în Tasos? <laughs> da? Ca să da, nu da, zic da, Bora. Da. Adică chestii ieftine, da. chestii super accesibile. Da. Cele mai, e mai ieftin în Tasos ca la mama aia. 100%. Eu nu mă descurc cu 1500 pe lună. Da. Nu mă descurc. Și Just cheltuieli rudimentare, efectiv leasing-ul, grădinița, școala, haine, benzina, care e peste 100 de lei pe zi. Da, că alergi foarte mult. Și toate astea adunate... Nu-mi place să vorbesc despre bani, dar dacă nu fac 3.000 de euro, trebuie să mă împrumut să fac față cheltuieli. Da, păi stai puțin, că lumea înțelege că nu rămâi cu ea 3000. Da, în păi buzunar. nu, păi aia sunt, asta spun. Păi asta 3.000 sunt cheltuielile de, ca să trăiesc. Corect, adică degeaba faci 10.000 de în euro notu, dacă 9.000 copiilor... pe cheltuiel și pe taxe. Poți să faci și 10.000, da. nu da, îi oprești nu, tu. Nu. Uh, deci te și și din actorie nu poți să faci asta. Nu avei cum să faci. Nu ai cum să faci 3.000 de euro pe lună din teatru. Te-ai convins imediat sau ai stat da, nu, imediat? Da, am nu? convins imediat și am intrat în datorie. Da. Imediat? Da, după ce am terminat facultatea. Aveai uh, planul ăsta B în minte? cu imobiliarele da, sau da, spus da. atunci bă ce fac? Trebuie să mă apuc de ceva că mor de foame. Eu am vrut să fac imobiliare de când am terminat liceul, okay. dar nu m-a lăsat fratele, Deci exista să aia. Da, fratele era înțeles. omul care e omul care m-a învățat cu mai mare ca mine cu 4 ani. Da. Și bă, mama a murit când am început clasa nouă și de atunci fratele mi-a luat rolul de bă, mamă. Lucra deja în imobiliare și am zis când am terminat liceu "Bă, vreau și eu cu tine, nu." Te duci, faci facultate și după aia dacă vrei, vii și te iau și asta am făcut. Am dat la teatru, mulțumesc frate, că că nu m-a primit din prima, că altfel nu terminam actoria. Da. Uh, și când am terminat-o, am zis, gata, am terminat-o, pot? Da, hai. Și m-a primit. Și de atunci fac de uh, din 2010 uh, și actorie și uh, imobiliare concomitent. Dar dacă aș face doar actorie, n-aș putea. Am înțeles. Asta. Dar acum situația s-a echilibrat din punctul de okay. vedere. Și pe măsură ce trece timpul și devii și mai popular, probabil că e, e și mai bine. Cum a fost începutul? Uh, începutul în imobiliar, imobiliare, în imobiliare da. E da. foarte greu. Greu, nu? Păi dacă n-ai o bază de date, n-ai... La vei pe fratele tău, totuși. Da, da. tot piața are ce trebuia să lucrez. Ce înseamnă piața are ce? Bună ziua, sunt agent imobiliar, vreți să lucrați cu mine? Vreți să vă vând apartamentul? Adică fix invers de ce se întâmplă cu. Să-ți atragi clienții? Păi uh, da. Sau să te faci cunoscut mai degrabă? Să ai bunuri pe care să le vinzi. Ca să că dacă nu ai bunuri, nu încasezi comision. Așa este. Și imaginați că suni un om, un vânzător, care a mai fost sunat de 15 agenți înainte. Foarte greu să ieși. Foarte greu. Și m-am chinuit până astăzi -o, o bază de date. Mi-a luat 5 ani de clienți satisfăcuți. Ce înseamnă asta? Bună ziua, sunt vecinul lui doamna Maria de la etajul 6. Ați vândut cu doamna Maria, vreau și eu să vând cu dumneavoastră. Aia deja piața caldă. Iar acum nu mai fac piața rece, că nu mai am de ce, nu mai am timp. Că. Fac numai piața caldă. Piața caldă adică eu sunt sunat de oameni să le vând apartamentul. Care a fost uh, primul moment uh, bun al acestei cariere? Prima reușită? Nu mă refer la natura comisiunului. De acolo ai zis gata. Am, uh, am explodat. În momentul spune. în care în ce moment? te ne referim la TikTok sau la imobiliare? Că imobiliarele am început cu 13 ani, TikTok-ul acum un an crezi că ai devenit... Explozia cea mai mare a fost în urma tiktok clar. Dar cea mai mare reușită e momentul în care, acum mulți ani, da. te sună vecinul despre care ți-am zis. Azi, a, ai vândut apartamentul lui doamna de la 4, vreau și eu să mi-l vinzi. Aia e cea mai mare reușită. Înseamnă că ți-ai făcut treaba și te-a recomandat și dăm -mi și mie un instalator bun. Am înțeles. Recomandări. cum se Da! Spune. Asta e o meserie care la un moment dat se face pe recomandări. Altfel stai și sun toată viața și te rogi de oameni să-ți dea apartamente la vânzare. Nu. Trebuie să-ți faci treaba bine și ești sunat. Și apoi cu TikTok-ul de anul trecut? Da, în da, 1 iunie am primit mail de la TikTok că felicitări ai împlinit un an. Dar cu aia a explodat, cu această uh, implicare. A da, ta păi am creat vizibilitate. Important e să te vadă omul, să știe de tine. Eu eram acolo, eram bun, eram corect, întotdeauna am fost. N-am făcut niciun compromis. Dar nu știa lumea de tine. Da, înainte de TikTok era Instagram. Era Facebook. Mm. Ți-a dat târziu prin minte să vii în zona asta a rețelor de socializare? Da. 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 Probabil că regreți acum, dar nu mai contează. Nu regret. Nu nu, 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 E bine nu. ce se întâmplă acum și nu. e tot ce contează. Și de ce nu regret că n-a fost mai devreme? Pentru că acum sunt copt. Poate mai devreme dădeam kicks. Sunt copt în domeniul imobiliar. Adică, tu, pe mine, acum n-ai cum să mă închizi. Adică în să te în, în ce deal. fel? să spui ceva care să mă blocheze. Nu cum cum. Știu tot. Să mă închizi. Da. Să te uh, pun în încurcătură zici -ai tu. ai cum nu? să mă pui în încurcătură. Că știu tot. Dacă dădeam drumul mai repede, nu știam tot. Și puteam să mă fac de râs. Uh -huh. Ce-a fost uh, uh, cel mai greu? În afară de a-ți... Uh, face uh, numele cunoscut, de a face o bază de clienți, sau ce e cel mai greu, nu ce a fost, ce e cel să mai rezist, greu. Că... Să reziști în domeniul când nu închei tranzacții, e cel mai greu. Să nu te demoralizezi. Că Pentru nu, vor să că să nu cumpere. există salariu. Și am avut luni în care, da, a fost mulți ani, 13 ani, am avut luni în care nu încheiam nimic. Și nu o lună, ianuarie nimic, mar... februarie nimic, martie nimic. Dar în astea trei luni grădinița era, notul era, chiria era, și trebuiau susținute, de ce? Și tu alergai în zilele, nu? Da, și alerga alergai în, în, gol, fără să închei nimic. Pe Asol. benzina ta, pe nervii tăi, da. și da. nu închei nimic. Și nu închei, nu se lega. Aia e cel mai greu, să reziști în momentele alea și să zici, să nu-ți bagi picioarele și te duci să bagi pliante în cutiile poștale. Sunt mulți care au făcut asta. Sau să te angajezi la MEC sau la Glovo. Ai fost pe punctul de a renunța? De multe ori. Da. Adică, da. Doamne, nu i de mine, gata. Am încercat, nevastă, nu mai, gata, uite, nu merge, nu mai, murind de foame. Ai de fost? multe ori, da, bineînțeles. Dar l-am avut pe meu în dreaptă întotdeauna. Și m-a susținut și mi-a dat un șut un fund și a zis, stai, stai liniștit că și eu am avut de asta. El reușind la vremea lui, nu? Adică. E, el și a... acum, e o să deschidem o agenție împreună, curând. Uh, Trâmbița și Estate. Uh, și el a avut suisuri și căborușuri. Doar că pare 20 ceva de ani în meserie și recomandările sunt multe. Pentru că e, cum ai spus tu, sunt bun, el e de 10 ori mai bun ca mine. Da, da, tu ești de 10 ori mai cunoscut ca el. Da, facem o echipă perfectă acum. A, voi deja lucrați împreună. Da, da. Dar la început mă gândesc că ai lucrat pentru cineva. Pentru el. Doar a, pentru, pentru el. Doar pentru el. Doar pentru, viața el. Mea, am lucrat a, doar am pentru el. Până când mi-a zis gata, zboară că ești bine, nu mai ai nevoie de mine. Spune-ne când a venit, te iau așa, încetul cu încetul, când a venit primul uh, comision și dacă poți să ne e, spui în primul și, an, acum 13 și, și, valoarea ani. lui, și valoarea lui. Să știi că m-au mai întrebat, nu mi-aduc aminte. Așa, aproximativ, nu ani. trebuie să nu știu, spui la... 300 de euro. 300 de euro. Na. La un apartament, 13 garsonieră, ani. ceva de genul Garsonieră, ăsta. probabil, de vreo 30 de mii. Da. Pe acolo. 3% comision, lucram pentru o agenție de cartier și agentul lua doar 30% din cât lua agenția. Da. Adică dintr-o mie îi luam 300. Încet, încet am epuizat, nu, nu, nu episodul, ci partea asta de încălzire. L-am trecut prin toate pe Șerban. Acum o să ne focusăm în principal pe zona asta de imobiliare sau dacă vreți mai adânc intrăm în ea, pentru că sunt convins că mulți dintre dumneavoastră, repet, vor să cumpere, vor să vândă, vor să închirieze, mai fac sau nu credit, mai apelează sau nu la prima casă și multe alte aspecte de acest gen. Dar înainte de asta o să ne spună Șerban cum puteți, dacă vreți să apelați la serviciile lui, cum puteți avea o relație corectă cu Șerban Trâmbițașu. V-a spus deja că Vă propune, dacă nu, nu merge mai departe prețul corect după ce face un uh, studiu, o analiză bazată pe anumite chestiuni concrete, nu o să repete asta. Apoi, ce trebuie să mai știe cel care vrea să te contacteze? Că trebuie să semneze un contract de reprezentare exclusivă cu mine pe o perioadă limitată, cădem de acord de asupra, în funcție de imobil, da. dar la apartamente, de exemplu, iau 90 de zile, la case minim 6 luni ce înseamnă asta? Că nu mai lucrez cu alta, adică nu că nu mai lucrez, că eu lucrez cu toți agenții imobiliari din piață, adică colaborez cu toată lumea, e reprezentare exclusivă, adică eu te reprezint în perioada asta să-ți vinzi apartamentul și mama ta, dacă îl cumpără, tot cu mine îl cumpără. Am înțeles. Pe bază de contract. De ce să nu muncești degeaba? Să nu muncești și să-mi zicea, vezi că am găsit eu un client. E? Asta era următoarea mea întrebare. El semnează cu tine un contract de reprezentare exclusivă și vine vecinul de la doi și spune vecine, știu că ai de vânzare apartamentul ăla. Uite, vorul nu vreau să ți ia. Și tu mergi pe burtă, cum spune românul. Păi, Aici vreau să... Asta se întâmplă la fiecare imobil pe care îl reprezint. Tu vorbești serios? Da. Adică vor să te fenteze. Cumpărătorii. Vânzătorii, da, cumpăr odată ce mi-am apropiat și au și semnat un contract, nu mai... Nu mai încearcă. Păi ce riscă -i? Trebuie să le spui ce riscă în contractul ăla. Plata dublului comisionului. Deci că am clauză acolo. Dacă încerci să mă sari, în loc de X la sută îmi dai X 2. În tribunal? Da. Adică nu tai dumne da. pe vorbe frumoase, pe vorbe mai puțin frumoase, mergem în tribunal și te-ai obligat... Teoretic mergem în tribunal, practic nu mergem în tribunal. Că ei plătesc, dacă se întâmplă. Da, și dacă nu plătesc, mi-asum. Nu mă judec, nu suport termenul. Nu ești procesoman. Nu sunt procesoman și e împotriva principiilor mele și a credinței mele. Dar spune de cumpărător atunci, că vrea să te sară. Păi cum? da. Deci eu nu iau niciodată comisiune de la cumpărător, da? Ai văzut ce clipuri fac? În clipurile mele video, da? În clipurile mele de prezentare de pe TikTok se vede absolut tot. Se vede locația, se vede apartamentul, știi tot. Știi strada, îți dau numărul, îți dau adresa, îți dau tot. Așa. Și tu ca și cumpărător, la ce te gândești? Băi, nu mi-a -mi comision, dar asta ia un comision de la proprietar. Mă duc la administratorul blocului și cer numărul. Am auzit că se vinde un apartament la etajul 8, îmi da și mie numărul proprietarului și administratorul dă bună credință zicând că ajută un om, zice da. Și dă numărul. Și cumpărătorul al sună pe proprietar și zice am văzut că vindeți un apartament sau o garsonieră în zonă. Da, se ocupă agentul de el. Păi și nu vreți să nu se ocupe agentul? Și scăpați de comision? Scăpați de comision. El de fapt vrea să negocieze comisionul meu și să cumpere apartamentul mai ieftin. Da. Asta se întâmplă. Și ți s-a întâmplat, nu? Adică te-ai da. țepuit, cum spune românul. M-am țepuit, dar m foarte rar. Foarte, foarte rar. Majoritatea proprietarilor înțeleg și mă plac și nu vor să mă ardă, pentru că altfel nu lucrez cu ei dacă nu-mi place de ei și n-am încredere în ei. indiferent. Chiar dacă sunt de acord cu toate condițiile mai sus menționate, să fie preț corect, să-mi dea expresare exclusivă, dacă nu-mi place de el și nu-mi prezintă încredere, nu mă bag. Uh -huh. Pentru că dacă de la început treaba merge prost, la final sigur vei avea probleme Uh, mă sună și îmi zic, Șerban, vezi că iar a venit vecinul de la... Vezi că a venit cineva, îți dau un număr de telefon, le-am zis că... Deci tu comisionul ei de unde? De, de, la, la... de la, omul care mă angajează. De, de la... la, vânzător? Păi el mă angajează. De ce să iau de la cumpărător? N-am de ce, nu e logic, nu e moral, nu e... Sunt și mulți care fac asta, dar nu e ok. Tu mă angajezi pe mine să-ți vând un apartament, de ce să iau eu de la cumpărător comision? Că eu să fac job tău. Așa e. E logic, nici la închiriere nu iau de la chiriași doar de la proprietate. Deci din prețul ăla corect stabilit de tine, uh... achită comisionul, nu pun comisionul peste preț, că nu mai e corect. Prețul după aia. Nu. Stai că n-am înțeles eu aici. Deci din prețul ăla, să spunem de 90.000, da? în bani e și comisionul În tău, banii nu? e și comisionul. Deci el rămâne cu 80 nu, 89... cu prețul corect minus comision. Ah, ok. Minus comision. Da. Deci acestea sunt condițiile pe care vi le uh, impune pune Șerban, mai e ceva de adăugat? Vis-a-vis -vis de relația uh. cumpărătorului, vânzătorului, nu cumpărătorului cu tine. Nu, atâta. Atâta. Da. da. Și să, ne, să existe chimie, să-mi placă de tine. Am eu o problemă cu asta. Da? Da, da. Dacă nu-mi place adică omul. Adică anumit nu gen. Cu el. Anumit... Nu anumit gen, să fie om, să nu fie neom. Îți dai seama, din, atâta timp de meserie și atâtea țepe luate, că la început îți-ai la țepe. La început, mă da. tipologii de oameni. Da. Le înveți, nu ai cum să le înveți. Plus facultatea de actorie, care asta m-a învățat, să, să joc tipologii de oameni, să fac tipologii de oameni și a trebuit să studiez personaje, toate personajele, din toate piesele de teatru, din toate, așa se regăsesc în viața reală. Pentru că ele sunt inspirate din viața reală. Da. E foarte greu să mă păcălești. Că te-ai tăbăcit. Da. Te-ai tăbăcit și cu bune și cu uh, mai puțin bune. Spunem, ia în considerare orice fel de uh, locuință, indiferent de anul de construcție. Nu. Nu. Nu nu iau bulină roșie, gradul 1 de risismic, niciodată. Da. Și în scurt timp nu o să mai iau nici gradul 2. Da. Pentru că vreau să dorm liniștit. Să nu e pe oameni pe conștiință. Și tu îți dai seama. Să vezi la televizor că a căzut un bloc unde tu ai vândut unui om care era acolo în blocul ăla, cum mai dorm eu după aia? mai dorm. Da, teoretic nu, mai, nu, prea mai dor, deși nu tu ți-ai meseria, adică nu le obliga pe la să cumpere. M-a rugat de un om să nu cumpere odată. Era uh, urgență doi avea blocul, dar nu avea gradul 1 de riseismic, n-avea bulină, deși ar fi meritat bulină. Era pilaf blocul. Pilaf, acum vreo 3 ani. Era o băbuță săracă, vreau să o ajut să scape de el, vrea să se mute la Absor, sau în fine. Mic preț, nu m-aș și băgat la prețul ăsta, decât să o ajut pe doar. 20.000 de euro chestia asta. Și a venit un tip cu un copil. Mic, bebeluș abia născut că vrea el să cumpere care are 20 de bani, 20 de mii, toți banii îl strângi de la botez. Și am zis, nu e bun pentru asta apartamentul. Păi da, e bun că n-am alți bani. Nu e bun, tată, e varză blocul, cade. Cade, la cutremur, cade blocul. N-au mă, că am bani. N-au că nu e bun pentru tine și efectiv eu mă rugam de cumpărător să nu cumpere apartamentul. N-am avut succes, a vrut să-l cumpere și l-a cumpărat. Da, asta înseamnă educație, să știți, imobiliară sau în zona asta imobiliarelor. Un om care spune Corect, și uh, dacă e în dezavantajul lui, până la urmă. Deci, buline, da? Apoi, uh, ce nu mai. Uh, uh, nu mai vând proprietăți. Cu sarcină? Al căror. Uh, nu, cu sarcină de ce? Că e acord de vânzare, da? De la da, așa. Cine are sarcină? Uh, de la periferie. Nu mă mai bag la periferie, m-am băgat, nu mă bag în prelungirea Ghencea, nu mă bag în Berceni în Comună, nu mă bag în Popei nu mă bag în Dobroiești, nu mă bag pentru că. E aglomerare foarte mare de construcții noi da. și... și mă sună foarte mulți pe din zonele astea. Și le zic că nu, dar am pe cineva, pot să vă recomand un agent care acoperă zona. Pentru că odată ce ai luat unul, nu mai scap de ei. Te deci acaparează. Am făcut toate testul ăsta, am luat unul în Berceni, toată ziua m-au sunat numai de în Berceni. Păi și nu în avantajul tău să ai client, să ai să telefonul, să vinzi și în Berceni? În... Nu mai ești de acolo. Cum adică? Nu mai ești în... Odată ce ai intrat într-o chestie unde sunt foarte multe de vânzare, nu mai ești de acolo, rămâi că nu mai ești de acolo. Nu mai ești de acolo. Ești acolo înțeles, înțeles, nu mai ești de acolo. Plirat. Nu mai ești de acolo. Acolo nu rămâi. Ai, acolo rămâi. Și mie îmi place orașul, mie îmi place București, mie îmi place moșilor, îmi place la cutei, îmi place militari, îmi place universitate, îmi place orașul, îmi plac varietatea de clădiri. Da. Așa că îi refuz pe toți din zonele alea. Îi refuz, le dau o variantă. Da. Le dau un agent bun care rezolvă problema. Doar că nu postează pe TikTok. Deși la periferie sunt foarte mulți care iau din mai multe motive. Că e mai ieftin, că au mai mult spațiu. Da, dar mie îmi place să mă joc în oraș. Deci tu ești un uh, agent imobiliar de oraș. Da. Nu te încurci cu periferii, cu uh, alte nu. zone din astea limitrofe ale capitalei. Nu, pentru că odată ce am intrat nu mai ești la acolo. Nici în statele. Nici în celebra periferie uh, Pipera? depinde. Uite, Pipera. Da, am luat o casă la închiriat în Pipera. Așa. Am mai luat 5 după aia. Săptămâna aia. Că m-au sunat, am văzut că e făcut ăla. Fă și mie, fă și mie film, fă și mie. Și m-am dus, m-am dus, m-am dus. Și numai acolo mă duc, numai în Pipera mă duc. Două săptămâni am fost numai în Pipera. Mi-era dor de moșilor. <laughs> mi era dor de dristor. Da. Mi era dor de o garsonieră, confortul nu, de 40 de metri pătrați. Și nu mai veneau. Pentru că sunt improvizator. Unui improvizator, unui actor improvizator nu-i place să facă același lucru. Că nu mai improvizați, e regie. Spunem, am văzut că foarte mulți dintre voi, nu doar tu, atunci când prezintă ce au de prezentat, apartamente, în principal apartamente, la case nu prea am văzut, adaugă <coughs> între primele avantaje ale zonei, ale apartamentului respectiv faptul că e în vecinătatea metroului. Chiar și tu îi iei pe oameni la pas, mă rog, între ghilimele, la cei care se uită, mă refer, haide să mergem, uitați, mă uit la ceas, un minut până la gura de metrou. Și aud, când mai stai cu cineva și mai vorbești pe marginea asta, bă, da, câți dintre ei merg cu metroul? Și sunt mulți care spun, bă, și eu am metroul lângă mine, dar nu mă dau jos din mașină. Care e combinația, cum spune românul? Timpul. Câți merg cu metroul? Dintre, merg mulți cu metroul. Ești ful la metro, E full la metro. E full la metroul, dar dintre ăia cărora uh, le vinzi tu sau te adresezi tu. Merg cu metrou. Ori ei, ori copiii lor, ori nevestele lor merg cu metrou. Majoritatea au o mașină pe familie. Majoritatea. Deci da. nu e vrăjeală. Nu e vrăjeală. Ca să sporești cumva. Nu. La liceu fisul se duce cu metro Sau la facultate. M Tânărul absolvent de liceu. Și aici intrăm încet, încet în. în, în, în... E foarte importantă distanța față de metrou. Iartă-mă te întreb. Nu, asta voiam să completăm. Mai important decât banii, din punctul meu de vedere, da. este timpul. Timpul este cel mai de bun preț al omului. Banii faci, se duc, îi faci alții. Timpul nu mai ai ce să faci cu el. Ok. Nu stai oră în trafic până la muncă, până la școală și înapoi. Faci 10 minute până la metrou și ai ajuns încă 10 minute la muncă. La, așa și ai câștigat timp. Și inconștient, omul tot la asta se gândește. De ce anume trebuie să țină uh, cont cel mai mult Doi tineri care vor uh, să își cumpere un apartament Vorbim acum, ajungem și în zona de, de credite, de bani Deși aia e cea mai importantă, dar vorbesc de zona Deci să fie aproape de metrou Ai spus, domnule nu-i vrăjeală Pentru că sunt mulți care chiar merg cu metroul uh, Apoi? Să ai un parc Da că poate nu-ți merge bine în fiecare lună și nu vrei să stai în casă să-ți distrugi relația, să vă tocați creierul unul altuia că n-aveți bani, și ți da. în parc și vă plimbați, mâncați o înghețată de 3,50 lei și să vezi ce te relaxezi tu și sărac. Am fost, am fost în toate situațiile pe care ți le menționez. Așa. Da? Stau între trei parcuri. Parcul tei, parcul plumbuit, parcul circului. N-a plec de acolo niciodată în viața mea. E nu fie. vreau să plec din cartierul tăi. Deși majoritatea prietenilor mei au plecat de acolo. De să ai un parc, să ai metrou și să ai Comunitatea e cea mai importantă De unde știi cum e comunitatea? De unde știi cum e tot blocul? De unde știi cine vinde mâine? Pe păi comunitatea ești tu Comunitatea ți-o crezi tu singur tu, tu ești comunitatea Nu ai comunitatea, acolo ți-o faci Ce înseamnă? Pui un afiș vineri Duminică la ora 12 Ieșim în curtea blocului să strângem gunoale Și să plantăm flori A, spui să te erigezi așa într-un uh, Lider de bloc Neapărat lider. Să-i educi pe oameni, ăia. Să-ți creezi o comunitate. Am înțeles. Da. Am înțeles. Tu, practic, făcând lucrurile alea ce am menționat eu în afișul la mai devreme, socializezi cu oamenii ăia. Deci, da. o legătură. Care legătura aia Se strânge în timp și. Și, bloc, există și aici o mare dilemă. Unii care spun niciodată să nu-ți mai pui banii în construcții vechi, da? iar alții din contră spun că tot alea vechi sunt mai bune, că sunt făcute ca lumea, că astea noi, cine știe cum au fost construite, ridicate și așa mai departe. Ce sfătuiești pe oameni? Atunci, repet, vorbim de un cuplu care vrea să-și cumpere o, o locuință. vorba ce sfătuiesc. Când tot, evident că un bloc nou da. e mai bun decât un bloc vechi. De ce? Că e mai nou betonul, e mai nou fierul, n-a ruginit. Că... Vedem multe blocuri vechi reabilitate termic, da? cu polistiren pe ele. Acu 10 ani nu erau. Fierul ăla tot sub tumezeală zeci de ani de când au fost construite nu așa mai are rezistența aia. Clar, un bloc nou e mai bun. Uh, doar că uite-te tu la istoricul constructorului. Vezi ce-a mai construit, unde a mai construit, că nu toți sunt corecti și drepți. Cum afli? Te uiți pe Google afli firma care construiește, te uiți, vezi ce istoric care, afli cum, faci niște legături, că ești om inteligent, că așa se presupune dacă ai 100 de mii să dai, nu ei au picat în cer, nu toți au vândut terenul. Ai acces în la mătușa. informație nelimitată. Ai acces la informație. S-a construit blocul, du-te la, bate la ușă, la vecinii din blocul ăla, care s-a construit în trecut cu ăla. Să trăiți, să trăiți, cum, cum, e blocul ăsta? Că vreau și eu să cumpăr un apartament de la același dezvoltator care s-a apucat să construiască acum. Păi cam miroase canalizarea. Păi să știi că am făcut pe balcon. Păi, să știi că mi se strânge apă în baie la sifon, nu prea. E. Înțeles. Cum e? Super tare, n-aș Na, pleca de aici. Vreau să mai cumpăr două apartamente în blocul Ungar. Care... Adică te... te gândești un pic. Da. Și e foarte important ca acel dezvoltator să mai aibă cel puțin un proiect ridicat. Adică să nu te duci la Părerea unul care mea. ridică pentru prima oară în viața lui un Părerea una, mea asta Care de... face cum consideră. Au fost foarte mulți oameni care și-au pierdut banii, așa nu? Care n-au primit locuințele, și vorbim și, vorbi da. și de zone de lux ale capitalei. Da. Nu de zone din astea, să spunem, mai puțin atractive. Da. Deci, condiția este ca să apelezi la un dezvoltator cu experiență. Eu așa, despre care Eu să așa aș face. Informații. Nu zic, sunt și uh, new entry-uri da. care își fac treaba, da? cunoaște-l personal, po, nu știu, fă ceva. Nu da la pește, nu intra pe site-urile de profil și cauți cel mai mic preț și pe ăla îl cumperi că ia bani. Ce să-și cumpere tinerii? Să-și cumpere ce bani au? Câți bani ai? Ăștia banii. Sună-mă și vedem care e cea mai bună chestie pe care poți să o cumperi de bani Nu există ce să-și cumperi, nu există un standard. Din punctul meu de vedere nu există nicio zonă bună. Zona bună e unde trebuie. Unde ai tu treabă. Da. De ce? Ca să câștigi timp. Păi da, da, dar nu ți garantează nimeni că la serviciul la care activezi în acel moment rămâi pe viață. Nu, dar da, de e bine să fi lângă un metrou. Asta am lămurit o. Da. Ce ți se solicită cel mai des din punct de vedere al interesului? Două camere, trei camere, adică mă gândesc că există așa o majoritate, nu toate la fel, procentual vorbind. Mm două camere. Două camere. Două camere, da. Vorbim de oameni uh, la început de drum în viață, de 20-35 de ani. Da, două camere. De la 30 de ani în sus trei camere. că se gândesc la un copilaj. Uh -huh. da. Și au și uh, o anumită sau anumite zone, sau spun domne, să fie metroul aproape. Adică vin toți, domne, vreau ăstea trei zone. Pipera, Victoriei și mai știu eu ce Ștefan cel Mare. Care... Da. da sunt și la modul ăsta. Uh, ori unde au copilărit, unde au crescut, dacă sunt bucureșteni, da. ori mai aproape de ieșirea spre casa lor. Cam asta e uh, la mine. La mine. Asta cere omul. Da, da ești din Pitești, veniști în București, te tânat facultatea, unde vrei. În militar. De ce? Că ești repede pe unul și te duci la mama în weekend. Militarul e tot ce înseamnă Craiova, Pitești, Târgu Jiu, Aha. Sebeș, da. prea militari. Ești din partea asta altă, Călăraș, Constanța și așa mai departe, unde vrei, la Paladi. A crescut, da, am înțeles, a crescut numărul ăsta al oamenilor care cumpără uh, venind să lucreze la București din provincie? Da, majoritatea. Da. Majoritatea locuitorilor Bucureștiului nu sunt bucureșteni. Din păcate. Majoritatea nouă. Da, adică majoritatea. majoritatea veche erau bucureșteni, oameni care plecau, creșteau copii da, și își luau da. viața. Și ei vor unde au crescut, în general. Ei vor unde au crescut. Și cei care vin uh, din alte localități, cum spuneai, tu vor să fie cât mai aproape de ieșirea care îi duce la mama și la tată. Da. Da. Și asta nu, aseam... nu toată lumea, în general. Că sunt și excepții. Vreau lângă facultate, vreau lângă Cicismigiu, că acolo am fost eu. Da, aici vorbim deja de altă, al buget. Da. Deci oamenii merg pe linia asta și au și un uh, plafon. Tu îl întrebi pe om ce bugetare. Presupun? Nu. nu. Eu reprezint vânzătorii, eu nu reprezint cumpărătorii niciodată. Există mulți agenți imobiliari și. Uh, păi eu dacă vreau să cumpăr. ceva... Nu pot să mă nu pe, poți mine, să să -mi pe tine? Caută-mi și mie ceva. Nu, mă sunt pe mine, eu îți dau oferta mea, uite asta am, alegeți, vezi, îți place ceva din astea. Dacă nu găsești nimic să-ți placă, n-am cum să te ajut. A, uite că asta... Sunt agenți reprezentanți exclusivi pentru cumpărători. Da? Și tu poți să-l suni să zici, băi, uite, astea sunt criteriile mele, căutăm ceva. Și el muncește pentru tine pe un comision pe baza unui contract de reprezentare exclusivă, iar în cazul ăla el n-are voie să ia comision de la vânzător. De ce? Că te reprezintă pe tine cumpărătorule. Sunt agenți care se ocupă de cumpărători, sunt agenți care se ocupă de vânzători. Eu mă ocup de vânzători. Ah, ok. E bine că am, mm că am uh, comentat, că am adus în discuție și subiectul ăsta. Deci, practic, cumpărătorii apelează la uh, Șerban uh, doar în uh, limita. Uh, ofertelor mele. ofertelor pe care ți le arată sau vi le arată, dacă vă place ceva bine, dacă nu, la revedere. Nu o să vă caute, Șerban. Nu, la adică... revedere. Keep following, eu așa le zic. Că eu vin da. cu oferte noi zilnic. Da, nu arde, dar... mai stai un pic, că pică ceva și pe ce caut. Da. Dar stai pe ele. Dar nu. Uh, Poate un cumpărător să te pună la treabă. Să semnăm un contract cu mine. să nu. spună vreau acolo, două camere, blog nou, parc, nu că nu te interesează. Nu rentează pentru mine Dar de ce nu rentează? De ce e mai important vânzătorul? Că niciunul, nici altul nu prezintă garanția uh, faptului uh, dus uh, la îndeplinire. Uh... În Poate la spune, frate, am 150 de mii, ți dau mâine dacă îmi găsești... Da, uh... și mi-a o săptămână să-i caut un apartament. Două săptămâni, că nu trebuie să te grăbești. Trebuie să-i cauți cea mai bună ofertă din piață. Da? Logic. Eu în alea două săptămâni pot să mă ocup de șapte proprietăți de vânzare. Și să fac de șapte ori comisionul unui cumpărător. Nu rentează pentru mine. E mai rentabil să reprezint vânzătorii. Pentru că eu știu să vând. Eu nu știu să... Știu să cumpăr, dar mai bine știu să vând. TikTok. Da. Eu fac cum ar fi să fac reclamă pentru cumpărători? Că am făcut. Am făcut de câteva ori. Băi, am pe cineva care caută, dar întotdeauna am făcut o pro nu am avut bani de la cumpărător. Doar că am vrut să-l ajut. Dar am observat că foarte multe dintre promovările tale au legătură cu apartamente deja locuite, aflate în blocuri, hai să le numim vechi, chiar dacă un bloc după 90 nu-i foarte vechi, da. atunci unul din 77 ce mai e? Foarte puține filmări sau filmulețe de genul acesta legate de apartamente noi, de ansambluri din astea la cheie, noi-nouțe. Foarte ce? rar, da. De ce? Stau prost cu-ncrederea. Uh, Unul, eu pe blocurile vechi mi-am făcut școala în domeniu, asta am vândut și le știu pe în afară, știu absolut tot legat de ele. Doi, stau, prea, stau prost cu încrederea în construcțiile, în dezvoltatori, nu în construcțiile noi. Am câțiva cu care lucrez, am un blog nou de vânzare, de exemplu, acum Nicolae gregorescu de care se ocupă fratele meu, dar știu istoricul, da? Fratele meu a mai vândut două blocuri de al dezvoltatorului ăsta și știe că el urmărește un profit foarte mic. Îi place lui să construiască și trăiește din asta, dar nu face avere din asta. A vândut un bloc la Molvitan, a mai vândut un bloc la în prelungirea Ghencia și dacă te duci și bază la oamenii care locuiesc în blocurile alea care s-au vândut așa, da. o să zic că nu mai de bine de clădirea aia, ci de tot. De tot, de tot, de tot. Și acum face altul la Nicolae Grigorescu, la metrou. Dar aici te contrazici puțin, pentru că mai devreme spuneai că de preferat să ție o construcție nouă. Dar tu promovezi în cea mai mare parte a activității tale construcții care nu sunt, mai, nu sunt noi. Da, da. M-a întrebat de lucruri diferite. m ai întrebat ce e mai bine să-ți și din punctul meu de vedere e mai bine să-ți cumperi o construcție nouă, dar, dar să săricii de piața Asta al dezvoltatorului nu da, încredere. Eu vând construcții vechi mai mult, vând și construcții noi foarte puțin, pentru că le cunosc. Acolo mă simt bine. Nu știu cum să-ți explic. Nu am înțeles. Adică am nu, înțeles. Cumva, uh, la... Am răspuns la două întrebări, nu m-am contrazis. Și mergi la sigur. Ce vând eu? Construcții vechi? Ce ar trebui să-și cumpere omul? Construcții noi. Practic mi-am dat peste... <laughs> și mergi la sigur, cât de cât. Da. Uite, punct de punct exemplu, eu vedere. am foarte mare încredere în construcții bă, între 80 și 87. De exemplu. An de construcție. 1980-1987. Poate să fiu nebun. Culmea că e înainte am... de cu nu? Nu, tată. Șap... Ah, nu, -mă, șapte -șapte -șapte A, nu, scuză-mă, 77, ai dreptate, scuză -mă. Am, tocmai de aia am înțeles de ce 77 a fost jale da am văzut filmulețe că nu trăiam atunci da, da, da. a fost nasol memoria victimelor a fost vie și puternică 78 79 80 81 82 83 s-a construit altfel s-au schimbat normele s-a pus niște fier mai fier niște beton mai beton niște fundație mai fundație până până 86 87 după aia s a uitat au trecut da. 10 ani lasă cărba, da, da. mai cărba niciun cu trei mai taie din ele <laughs> am înțeles. Anii e, din punctul meu de vedere, top. 80-87. Deci, loc... după tremur. Imediat. Imediat. Imediat, că era vie memoria. Bă, după nu... 90, zici tu că au început să mm... mai. Uh... Eu am. Nu zic că așa e. Eu zic părerea mea. Eu așa am încredere în blocurile astea cel mai mult. Deși locuiesc într-un bloc din 74. Paradox. Cu doi copii. Paradox. Da, pentru că eu mă ghidez după alte principii. Dar dacă e să o gândim pur teoretic și fără emoțional, sentimental, creștinesc, -o, religios, -o, uh, uh, asta e cel mai bun an. 80-87. Din punctul meu de vedere. Nu zic că e o regulă, da? Repet, sunt agenți care au alte păreri. Oameni în domeniu care au alte păreri. Părerea mea asta e. Spune-ne câți oameni atâtea păreri. De momentele acelea, sigur că sunt diferite, dar să-mi dai niște exemple așa, ușor ieșite din comun. Momentele uh, când se întâmplă vizionarea sau vizionării. Da. Deci vine omul pentru prima oară, nu știi dacă e decis sau nu e decis, știi că vrea, vine să vadă apartamentul. Nu prea vine așa. Cum adică nu vine așa? Eu vizionări fac foarte rar cu client, cumpărător și zic și de ce. Păi cele mai importante. Cel mai important e clipul video. Pentru că eu fac clip video uh, amuzant, da. dar în același timp are toate informațiile acolo. Nu e nimic ce vrei tu să știi și nu e în clipul ăla. La mine, dacă ai venit la vizionare fizic, ai văzut clipul înainte, de două ori, l-ai trimis și lui nevasta și numai câta și au dat cu părerea, l-ai mai văzut o seara când te-ai pus în pat și știi unde vii. La mine, la vizionare, dacă mi-a venit un om la vizionare, dacă a venit, 80% vrea să cumpere. Adică doar să fie o pată pe tavan pe care n-am prins eu în, eu în clip, întâmplător, că întotdeauna arăt defectele primul lucru pe care l-arăt, da. sunt defectele ca să nu-mi pierd timpul, că n-am timp am văzut, spui, liftul e mic uh... deci mă sună, uh, dă pe site da? de pe un site de profil, că eu pun și pe TikTok și pe site-urile de profil ofertele mele am văzut că ai un apartament de trei camere metrou așa, ați văzut clipul? nu, ce clip? păi am un clip dați-mi un mesaj pe WhatsApp sau vă trimit eu clipul pe WhatsApp, vă trimit link-ul, da, dar eu vreau să-l văd fizic, îl vedem fizic dar insist să vedeți clipul. E făcut într-o notă comică, dar are toate informațiile. De ce zic asta? Poate e ceva ce nu vă place și câștigă în timp amândoi. Și eu și dumneavoastră. Da, da. Uh... Măi, trâmbițașule, tu n -auzi că nu vreau să văd niciun clip, vreau să vin să văd fizic. Păi dacă nu vezi clipul, nu te duc. Nu te duc. Păi eu mă pun și în pielea lui, știi de ce? Pentru că tu arăți cât de bine se poate, în principal, interiorul apartamentului. Și exteriorul. Și blocul, arăt blocul. Arăt blocul, dar vin și văd că în vecinătatea blocului este o uzină care poluează Măi, te rog, un sigur. A, păi nici... eu dau adresa ai Google. Intră pe Maps să vezi unde e blocul. Sau du-te înainte. Nu, nu te dute înainte, că nu Nu să văd zona. Nu să în la da. proprietar. Du-te înainte. E... Nu, gata, am înțeles. Insist să vezi clipul. Majoritatea înțeleg, adică cred că e 1% care zice nu vreau să văd niciun clip dumă la vizionare și aia care nu înțeleg, care au timp de pierdut Așa. de fapt aici. Dar majoritatea zic, da, timp să mă la clip. Da? Se uită la clip și mă sună. Majoritatea celor care văd clipul zic, da, am văzut, nu e ce-mi trebuie. Am câștigat două ore? Că nu m-am dus în asta de vorbă, nu m-am întors? Nu benzină, câștigăm. nu trafic, da. nu... Dânăia aia 10 care văd clipul, doi zic, da, vreau să-l văd fizic. Clar. La ce oră? Ne vedem acolo. Unul e deja vândut. A venit cu banii la el. Că a văzut clipul. A văzut tot. Da și poate nu, nu e nicio supărare că se fac tranzacții în fiecare eu... zi. Da, nu-mi place. Un Asta... clip mi-a plăcut, nu-mi place. Asta ai, okay. Vine momentul vizionării, intri în casă, vine cu soția după el sau cu prietena, nu? Majoritatea îmi spun, deja te cunosc. Normal, da. te-a văzut deja te cunosc. toată România, dar vine acolo la, la vizionare. Deci dacă ai venit, e aproape vândut. Dacă... Nu, dar cum se comportă? Cum îi simți? Cum îi vezi? Se consultă așa, în șoaptă? E frumos, e prea mare, e prea mic. Da, în general sunt bine dispuși, Prizma prisma acestui fapt că mă cunosc, uite, vă, vă voi suna eu să-ți povestesc ceva despre apelul ăsta <laughs> da, de la da. acum. Da. Uh, proprietarul cum e? Cum, cum, uh... Emoționați. Uh, în general nu fac vizionări cu proprietarul acasă. Adică îți dau cheile? Majoritatea îmi dau cheile. Dar păi dacă stau acasă, îl trimiți de acasă? L-aș da afară un pic, da. L-aș da afară un pic. De Am... ce? Am văzut și la animale, pisica nu rămâne. Da. nu. Știi de ce nu e bine să fie proprietarul apartamentului la vizionare? Ăsta uh... e un business până la urmă, da? Se vinde un apartament, omul dă niște bani, proprietarul e implicat emoțional, că e bunul lui. A muncit pentru el o viață întreagă, are un credit, are o nevoie, e implicat emoțional. Din punctul meu de vedere nu poți să faci business fiind implicat emoțional. Eu nu sunt implicat emoțional. Eu fac business cu creierul. Așa e. Tu, vânzătorule, faci business cu sufletul. Nu există business cu sufletul, ți ți apă, te arzi. Du-te, lasă-mă pe mine, eu te reprezint, avem contract de reprezentare exclusivă, lasă-mă pe mine să fac business cu... Da? Chiar dacă le zici la telefon că nu se negocează, ei tot îți încearcă o negociere acolo. Și dacă a prins o urmă de slăbiciune în proprietar, l-a făcut. L-a făcut, nu? L-a făcut. De față cu mine. I-am zis, a insistat să stea. Vă rog eu frumos să te nu scoate un sunet. Orice vă întreabă, orice despre preț, vorbiți cu agentul imobiliar, l-am angajat să se facă. Și care e ultimul preț, vorbiți cu agentul. Și de spuneți totuși după vreo 5 minute care e ultimul preț, nu auzi vorbiți cu agentul. Domnul proprietar, uite vă spun, eu am banii ăștia, e ok? Da. Aia e partea a cea, mai, mai cea mai nasoală. Că a tu n-ai ce să faci, practic. N-am ce să fac, atât ce a dat proprietarul de gură, eu n-am cum să fiu peste bunului. Chiar dacă m-a angajat, eu n-am cum să zic nu, E nebun. Da. E Până la urmă ței comisionul și la revedere. Da, dacă urmărești asta. În cât timp se, se decid? cei doi care vin să vizioneze. Pe loc sau mai vin și mâine, putem să venim și cu mama Sunt mai ca multe să... cazuri, putem să venim și cu mama, dar atunci ei sunt deciși și vor să-l ia. Pă, sau te sună după jumătate de oră, sau te sună nici n-ai urcat în mașină după vizionare și te-a sunat, dacă vrem să luăm, sau te sună peste o săptămână, sau nu există un standard, să știi. Dar majoritatea se hotărăsc în ziua respectivă. În ziua respectivă? Da. De ce că au văzut deja clipul cu câteva zile înainte și au venit la vizionare doar să se convingă că e ca în clip. Asta vreau să zic. de -aia majoritatea care îmi vin la vizionare, ăia s cumpărători. Da. Că eu îi filtrez pe un clip. Și ei doar de-aia mai vin. Să se convingă. Spunem povestea cu apelul de mai devreme, că nu știu dacă o fi tot ăla, dar ziceai că ai o poveste și nu vreau să o, trei, uh, nu vreau să uh, la, ratezi. La întrebarea ta de mai devreme, uh, cum faci diferența? Da, am vorbit de... da. Pentru că e foarte acerbă concurența în piață. Da. Trei camere, Strada Cremenița la mine, Colentina, Doamna Ghica, într-un bloc din 79, etajul 8 din 10, mobilat utilat complet, modest, dar gata de locuit. Soț soție, undeva pe la 60-70 de ani, vând apartamentul ca fiul lor, singurul lor fiu să și cumpere un teren în Balotești și să și construiască o, să și cumpere un container să și facă casă din container. Ăsta e filmul, ăsta e tripul, da? da? Merg ieri la vizionare. Stabilim prețul corect împreună, îl înțeleg, deși inițial vreau un preț mai mare. le cer buletinul, scriu contractul de reprezentare exclusivă. Bă, dar era o tensiune în casă. Era o tensiune, așa sufletul, de în El cu ea. dar nu vorbea nimeni nimic. Mama și tata nu vreau să vândă, dar pentru că îl iubeau așa de mult pe fiu, care are un 30-35 de ani, hai da. mă să-i facem nebunia al ăsta, să-și el terenul la Balotești, dar nu vreau să vândă, iubeau apartamentul la munca lor de -o viață, primii proprietari din 79, am văzut actele de proprietate. Păi și ce făceau oamenii, unde se duceau? Ei nu mai stăteau acolo, aveau casă la țară a, a, undeva, a, okay, da? okay. dar nu vreau să vândă. Ăsta okay. ardea? Hai mama semnează, da, e bine, e bine, îl știu eu pe băiatul băiatul, știu la cine am apelat, Cerban să și cel mai bun agent imobiliar, semna, semna cu el. am dat să citească contractul de reprezentare exclusivă și când să semnează zic stați, stați un pic, stați un pic, nu semnați, nu semnați. Dar aveam comisiune în buzunar deja, da? Odată ce mi-au semnat, prețul era corect, zona bună, arăta bine apartamentul, la în trei zile se vinde, cu credit ipotecar, o familie tânără, era fix ce trebuia. Aveam da. deja tipologia de client în cap. Știam cum să fac clipul. Uh... Cum adică nu? Păi stați un pic, că eu tensiune aici, nu, mă, nu, mai pot să respir. Ce se întâmplă? Eu o chestie foarte negativă între voi. Hai facem așa, vă las contractul, nu mi-l semnați acum, mă sunați mâine. Vorbiți, da? Eu cred că dumneavoastră nu vreți să vindeți, eu am înțeles că tu vrei să vinzi. vreau să-i zic copile, deși erau un pic mai vârstă ca mine și moră așa, da. ursac e de ăsta tatuat. Uh, vorbiți un pic, că vreau să fiți cu inima în păcată. Vreau să vă iau banii, vreau să vă iau comisionul rău de tot, Iubesc banii voștri. <laughs> Dar nu așa! Hai să fie cu inima deschisă! Hai să vreți! Și zice Tasu, bă, nu vine și cred, mă înțeleg mai bine cu agentul imobiliar de decât, cu... decât cu tine, zice Lufis. Mulțumesc, domnul Trâmbița, și așa facem, nu semnăm acuvă. Și acum m-au sunat. Și curios ce au decis. A, nu știi! Nu știu. Era interesant să răspunzi, să aflăm cumva în, acum... în, în direct. Dar acum cum e să spune. prezinți un apartament uh, care trebuie renovat? Și am văzut o grămadă de clipulețe E grasie, mobilă veche, da. baia infectă pentru că a fost utilizată ani de zile și cu toate asta tu trebuie să-l faci să fie pe piață. Da. E greu, nu? Nu. Chiar dacă le spui oamenilor, bă, ăsta e, așa arată. Dar mă gândesc că. Nu, da. sunt lucruri și care. O cutie de carton, îți vând. Orice se vinde la preț corect. Cât costă apartamentul ăla care e distrus, vai, mama lui de exact. zis tu cu igrasie, da. renovat mobila la complet. Lux, țiplă, cât costă? 100 de mii. Cât te costă să-l aduci din starea în care e la starea de țiplă? 30 de mii. Care-i prețul lui? 70. Te-am pupat. Se vinde așa. Se vinde. Păi cum să se vinde? Orice se vinde la preț corect. 70 prețul lui, 70 costă. Cât e o cutie de carton? 5 lei. Cu 5 lei Bine, dar mulți uh, fug de renovări, rat. de meseriași, de neserioși și așa mai departe. Nu, sunt oameni de care fug, sunt oameni care nu fug. Sunt cam jumătate. Așa, asta era ideea. Da. Procentual ăia da. care vor uh, apartamente pe care să le renoveze sunt la fel uh, numerii ca ăia uh, care vor apartamente uh, țiplă, renovate deja. Cel mai bun exemplu, Dristor, Râmnicu-Vâlcea, trei camere, bloc din 82, etajul 1, pe colț frumos, uh, Râmnicu-Vâlcea cu Gheorghe Bogdan Tudor, etajul 1, da, 70 de metri pătrați, două grupuri sanitare distrus, mort. Trei camere ca ăla în zona aia e 110.000. Făcut. Da? A înțeles proprietarul? 20.000 miți intră să-l faci. Nu să-l mobilezi. Doar să-l renovezi. În suprafața aia ta intră 20.000. Cu 20.000 ți-l faci. Plus 20.000 mobila. Ai problema ta. Dar un apartament renovat complet, gol, în zona aia e 110.000. 20.000 mă costă să-l fac? Prețul lui e 90.000. Bă, distrus apartamentul. S-a vândut în două ore de la postare. În două ori? Da. Deci oamenii în momentul în care se hotărăsc, aici trecem într-o altă etapă a discuției, dau un avans de? În funcție de preț. În funcție de la preț. La 90.000 de mii le-am cerut 2.000 de exemplu. Am văzut că există anumite precizări făcute de tine și legate de notariat. Să nu mergeți la anumiți notari, nu ca uh, identitate, să nu, să nu ca identitate, cum îi cheamă Popescu, Ionescu, Georgescu. Da, mă, tată, nu, nu. Ia spune Uite, iar e o eu am zis să nu mergeți. Nu, Părerea mea Părerea ta. Este că dacă cumperi un apartament de la un dezvoltator im imobiliar Mergi la notarul tău, nu la notarul dezvoltatorului Asta am zis, atât am zis Că s-a denaturat au, au, au împreiau articole în presă de la podcastul Și mi-au zis Cea mai mare greșeală e să mergi la dezvoltatorul La notarul dezvoltatorului A apărut în ziar pe DC News N-am zis așa ceva. Cum pui mai să scoți din context? M-am enervat de tot. Da? Da, dar n-am PR. N-ai PR și. Uh, N-ai timp. I-aș fi făcut să uh... N-am avut timp. Nu. N-am zis așa ceva. Cea mai mare greșeală e să mergi la notarul dezvoltatorului. N-am zis așa ceva. Ai zis am că de... zis, eu nu recomand să mergi la notarul tău. Atunci când cumperi un apartament într-un bloc nou. Da. Cea mai mare greșeală. Cea mai. Uh -huh. oh, am făcut o știre din asta. Da, bă, frate. Care e povestea că și aici faci precizări, deși uh, poate că sunt în dezavantajul tău? Uh, povestea cu creditele, cu dobânzile, că vedem mm. cu toții ce se întâmplă, că te-a sunat vecinul sau vărul și spuneai uh, sau ți-a spus șerbane, la începutul anului rata era de 900 de roni și acum e de 1700 și eu nu mai pot să. ne plătesc mai nasol când e 2300? Păi asta, de la vreau 900. Să... Eu m-am jucat puțin cu sumele, da, dar tu uh... vreau să nu te joci să le spui cât de cât. Uh aproape de realitate. Mie minim dublă față de cum era cu 2 ani la majoritatea. Nu-și mai permi rata la bancă pentru că atunci când au cumpărat, banca le-a permis 40% grad de îndatorare din venit. Fiind dublă înseamnă că ai 80% grad de îndatorare. Din ce trăiești? 80% de venit, tu îl dai la bancă, tu din ce mai trăiești? Po păi ce bat eu monedă în ultimul timp A, și regea. merge, și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat gândul ăsta că sunt foarte mulți oameni care sunt bine acum, pe plata anticipată a principalului. Îți plătești rata cu greu. Ok. Da? Cât ai rata? 4.000 de lei. Din 4.000 de lei, Unde 300 4 .000 de e lei. E enormă 4.000. Am un coleg. Păi, ai un coleg. A luat 100. De... Ratele sunt undeva la 2.000 de roni. Tăi tată că a luat 100 de mii doar. Din bancă și a luat o casă în Pantelimon. 100 de mii a luat din bancă. Are rată 4700. Acum, a avut 2300 când a început. 2300. 2300 de lei, când și-a luat casa acum un an jumate. Casa în Pantelimon. Și acum are 4700. Și acum are 4700, da. Și mi-a dat scadențarul. Să-l văd. scrieți scadențarul. Cât ai de plăt în fiecare lună, da, pe ce da, dată, da. cât e soldul cât ți-a mai rămas din credit, cât e soldul principal, adică cât dai tu din credit înapoi și cât e dobânda în fiecare lună. Da? da? 4700, scuze. 460. Soldul principal. Da? Și diferența de 4000, cât mai rămâne, e dobânda pe lună. Dobânda. Dobânda ce înseamnă? 7% pe an. Ai luat 100.000, tu în fiecare an dai 7.000 la bancă, separat de ce dai banii înapoi. Asta e 7% da, pe da, an, da? da. da. He, tu poți îți plătești rata, te chinui, cât n-ai să faci, că altfel ți-a casa, bă, mai chinui te încă un pic și în fiecare lună mai pune încă 467 de lei, 400, principalul din luna viitoare. Tu dacă dai 400 în fiecare lună, principalul din luna viitoare, tu economisești dobândă aia, banii aia nu-i mai dai. Gata, am înțeles. Și în loc să termin creditul în 30 de ani, îl termini în 15. Și în loc să dai, iei 100 de mii, loc să dai 350 de mii la bancă total, dacă ești un român cu minte drept care da. își achită creditul, dai 150.000, de mii, 180 de mii. Dar tot e groasă cu aceste crește, nu? Tot adică... e groasă. Dar vreau să zic că primesc sute de mesaje, frate, și crește inima mine și într-un fel nu-i bine când crește și ego-ul și mi-e foarte greu că să de fac ce? Că față Se întâmplă la asta datorită muncii tale. Adică nu, nu e bine, pentru că ce nu e meritul e. meu. E, în fine. Băi, mulțumesc, n-am știut lucrul ăsta. Băi, trâmbițașul, l-am luat de la tata 50.000 de euro, ești, bă, ești Ești Dumnezeu pentru mine. Lasă, -mi, nu mai folosi cuvinte de astea. Ce ai? Nu, am luat 50.000 de, la tata, 50.000 de, lei, 10.000 de euro și mai am, din, din, 30 de ani de credit, mai am de plătit 18. Mi-am plătit cu 10.000, mi-am plătit 12 ani de credit. Dar ți s-a întâmplat să ai vânzători care spun că nu mai pot să plătească rata și vând? Majoritatea. Tu vorbești serios? No. Cum adică majoritatea? Sună telefonul non-stop că nu-și mai permit rata la, la bancă și vor să vândă. Ca să nu piardă, ca să nu îi execute. Și încă n-a început. Încă n-a început, încă se mai împrumută. De la ala, de la ala să plătească ratele. Dar în curând... Nu fac predicții imobiliare, văd în telefon că sună din ce în ce mai mulți că nu-și mai permite rata la bancă și vor să vândă. Dar de-aia mulți care sună nu înțeleg prețul corect. Deci tu, e foarte interesant și grav în același e timp. Foarte spui, grav. Tu spui foarte că grav. 51% Peste. Nu, asta e majoritatea. Okay. Dintre cei care te sună, nu-și mai permit rata, nu la, nu mai bancă rata, rata la bancă și vor să vândă. Da, pentru că s-a dublat minim. Minim s-a dublat. Asta în ultimul an. Da. Asta de aia revin la prima propoziție a discuției mm -hmm. podcastului nostru, piața imobiliară e în cap acum. Pentru că mulți vor să vândă că nu-și mai permit rata la bancă, dar nu înțeleg prețul corect. Ei cred că pot să vândă cu cât au cumpărat ei acum 2 ani. Dacă nu chiar mai mult majoritatea vor chiar un pic mai mult, ca mai băgat niște bani în apartament. Exact. Nu mai poate să vândă cu banii Trebuie să-și asume o pierdere. Ți-a sunt toată pierderea, ți-a banca ca să-și pierzi și 15% de dat avans și cei plătit până atunci, sau ți-a o pierdere mai mică, ești pe preț corect și vin și ți achizi creditul și stai liniștit. Te muți în chirie până se reglează. Și cumpără probabil tot unica ei, care peste un an, doi, vând și la fel. Că nu cumpără... Acum țiriac. cumpără mai mult cash -ul cash și pe la joc. Păi de, de unde e, de unde e cash pe piață? Nu înțeleg, în afară unde? de miliardarii e de carton sau miliardarii pe bune. E cash pe piață, pe cash pe piață da? să știi, da. E cash pe piață. E. Mai ales cei care vin din afară, din provincie. Și că ți am că piteștiu cumpără în militari? Pitești uh -huh. Piteștiu care cumpără în militari cumpără cu cash. Le cumpără părinții. Părinți de, bang, de nu, bani tata, Copii părinți de bani, de bani. au muncit toată viața lor, nu. oameni modești, oameni obișnuiți, efectiv, a intrat băiatul la medicină, a muncit toată viața lor să-i dea o educație, a intrat la medicină, a intrat așa, vin din Pitești și au strâns. Și, -și mai vând și un teren, mai vând două oaie și cu 70 de mii au două camere lângă metro Gorjului. Renovat, mobilat la complet, să stea băiatul la școală, la facultate. Poate îți găsește și el o soție, se însoară, se mută la un trei camere mai târziu, îl vinde pe ăla sau da, oricum mi-e mai greu, greu să cred că în țara asta muncind cinstit pe un salariu mediu ajungi să iei copilului... Dacă uh, ești un om muncitor din provincie care ai și... Poți uh, să vin și 10, oi. Mă rog, uh, nu asta e ideea uh, pe care vreau să insist. Acum am uh, formulat sau am conturat discuția în jurul... Uh, în 50 de ani poți să strângi 70.000 de euro. Eu am auzit foarte puțin oameni care au reușit să strângă 30 de în 50 de ani, nu 70 000. Sau 50 de mii. Am zis. zis că majoritatea strâng. Da. Poți să strângi. Și ăștia care strâng și lucrează pentru copii, asta fac. Punem de în, uh, în altă ordine de idei, la polul celălalt, de bogații României. Nu care... prea mă joc cu ei. Nu. nu Cum adică? Nu simt. te joci, dar îi uh, satisfaci. Nu? Mm. Pentru că nu ești... Uh... Foarte rar. Foarte rar Am pentru... văzut acum. Uh, câteva zile. Câteva că... proprietăți scumpe la mine, da, ce? dar rare. 200 ceva de metri. Te dădeai cu trotineta, parcă prin apartament. Cu rolele. Cu rolele. Da. Cu rolele. Sunt și, sunt și, dar majoritatea sunt imobile în clasa medie, mică spre medie la mine. Am mm. câteva scumpe. În rest, până în 100-150 de mii. Care sunt, sau care e în momentul de față cel mai scump apartament pe care îl ai la vânzare? Și în ce zonă? 1.400.000 în uh, Chiselef uh, Emanuel Porumbaru e un muzeu mai mult, are foarte multe obiecte de valoare în el uh, îl găsești dacă te uiți uh, și zici că se vindești optimist? Am patru clienți care vin la mijlocul lunii pe 15, aștept unul de la Geneva un uh, evreu din Israel un agent care a încercat să mă sară <laughs> a văzut anunțul și a sunat direct proprietarul, chiar eu i-am dat numărul să fac asta Uh, și încă o doamnă m-a sunat că vrea să vină cu un client, cu un coagentă, care n-a încercat să mă sere, da. cu un client și cu traducătorul. Deci, obiecte patru, de valoare, obiecte patru clienți de valoare. la un imobil care de valorează pe pământ. Da, un... a mers foarte bine, a făcut peste un milion de vizualizări. Am făcut circ, am făcut. Dar probabil un că ai avut și cu ce să faci circ, degeaba să faci da. circ dacă n-ai cu ce. Am avut, da. Dar n-a crescut numărul celor care caută case pe pământ? Eu nu spun că la a depășit pe cel care vor apartamente. Ba da. Este în creștere, doar că cumva visează visători. Ar vrea și ei casă la preț de apartament. Ar vrea, nu? Deci, nu există. zis să nu mă sună, nu? Aveți o casă pe la 70-80 de mii în București? Nu. Nu. De unde? Dacă aveam, o luam eu. Stau la apartament și vreau și eu la casă. Dar la periferie găsești. Da. La nu. periferie? Nu, în București. Pe la Dristor, n-ai tu o casă la 80 de mii? Uh -huh. <laughs> N-am. Nu există. Care este momentul ăsta, să spunem, cea mai bună zonă a capitalei? Am mai zis asta, nu există cea mai bună zonă a capitalei. Cea mai bine văzută, cea mai scumpă, e primăverii. Și Herăstrău, nu? Adică zona aia. Da. Nordul. Primăverii. Nordul. Și acolo există și un anumit grup de cumpărători sau de vânzători după caz. Da, adică bine. nu vinde de unul nu. care a moștenit de la Mătușa. Sunt oameni cu bani, sunt oameni care, nu știu, vor să plece în străinătate, care vor să dezvolte... Și cei care au moștenit de la Mătușa. A, sunt? Și așa da, ceva? Da, da, da. Păi ce să fac ei cu o casă de 2 milioane de euro pe primăverii când ei n-au da, de euro? presupun că ăstea sunt, nu sunt mai ușor de vândut, proprietățile <coughs> care costă mult, decât alea mai... Nu? Nu, nu că nu sunt toate în primăverii. Nu toate, dar zic în astea că... În primăverii se vinde imediat, da, pentru că nu, se e, vinde, nu? nu ai oferte acolo. Adică acolo e și ei și 6.000 pe metru. Ei și 10.000 dacă te înfuri un pic. Că nu e ofertă. Nu sunt locuri. Nu. Nu, nu mai să există teren pe primăverie, de exemplu. Ultimul s-a dat cu 12.000 pe metru. 10.000 pe metru. O nebunie. De ce Că da. era ultimul? Da. Nu mai e teren. Nu mai să teren pe primăverie acum. Ălea mai ieftine să vând mai greu. Prima B. casă de ce nu o recomanzi? Sau cum să o formulăm ca să nu se facă iar știri din podcastul ăsta, ăsta? Păi, dar nu, și... nu, că asta am și susținut, să... susținut și tare în fiecare. P p p apariție a mea. P nu recomand, pentru că, deși ai 5% avans, da? E singurul avantaj, faptul că ai 5% avans, în loc de 5 pe câte la ipotecar. Dar 5 ani nu poți să vinzi, deși ți s-a dublat rata la bancă și nu-ți mai permiți că efectiv nu mai bandă nimic altceva, nu te lasă să vinzi primii 5 ani. Chiar dacă te duci cu dovada, cu de salariu, cu fructura și uite, domne, n-am bani. Da. Cinci ani nu puteți vinde. Păi ce fac? dacă ai întârziat două luni plata, te execută, îți vine notificarea acasă, dacă nu te conformezi în 30 zi de zile, te execută. Te execută? Da. Fondul de garantare, statul român. La ipotecar merge. Merge te mai iartă, te duci, le arăți, băi, uite, vreau să plătesc, plătesc cât pot, plătesc mai puțin, dați-mi o păsuire de șase luni până îmi revin, da. până schimb jobul până... Și te mai înțeleg băncile, uh -huh. dacă cu ăștia n-ai nicio șansă, nici n-ai cu cine să discuți. Care este uh, trendul cu uh, chirile? În sus. E normal. De asemenea, să reprezinți uh, cei care, pe cei care închiriază. Uh, proprietarii, pe, proprietarii. Da, în da, da, sus. Uh, da, chirile -au, au crescut foarte mult în continuu, sună băi frate. Chirile au crescut foarte mult uh, în prisma vânzărilor scăzute. Adică e firesc. Da? Vânzările sunt în cap, chirile cresc. De ce? Pentru că uh, trebuie să stai undeva. Nu-ți mai cumperi. Unde te muți? În chirie. Da. Nu mai poți stai la mama. Da. Vrei și tu Familia ta. Și da. deci te muți în chirie. Crește cererea pe închirier, crește prețul. Prețul, da, de raportul cerere și ofertă, aceeași poezie. Da. Și probabil. Garsonieră, sub 300 de euro nu mai găsești în București. Nu. Nu vorbesc în ferentari, în. în zone, zone acceptabile, astea. cum mai zic Zone decente, să, ai... să nu fie frică să ieși din în casă, nu neapărat. Adică și apărătorii patriei, e ok, pe lângă metro, pe acolo, dar sub 300 nu mai găsești. Și apartament, două camere? Sub... Cam 400. Găsești la 400, da. nu? Și în zonele mai bune... 380, chiar cu un pic de șansă. Și în zonele mai bune... 500, 550, 1000, 600, chiar. Grand V, e un ansamblu... știu ce se omoară lumea așa pe el. Am pus un apartament acum 550, două camere. A sunat telefonul ca la balamuc. Chirie? Da. Pe lună. În ce zonă? Drumul taberei. Uh -huh. Sunt tot felul de povești legate de chiriași. Da. <laughs> Care este cea mai dureroasă și, în același timp, și adevărată? Vorbind în perspectiva proprietarilor, pentru că eu asta reprezintă exact. neplata chiriei, a utilităților, restanțe. Da, tu n-ai nicio implicare Dacă aici, adică nu poți face nimic. Tu practic. Ba da, pot să-l selectez de la început pe om să fie de calitate. Și aici vine experiența și tipologia de om pe care eu zic că o cunosc. Și istoricul lui! Istoricul lui istoricul și să-ți dai seama de el. Orice gest trădează un caracter care nu e cum trebuie. Gesturi mici. Adică trebuie să fii și un profi să fi... profiler da. de ca la FBI. Din punctul meu de vedere, să... e nevoie de asta. De ce? Pentru că eu mi-asum niște chestii, eu garantez proprietarului un an de chiriaș în comisionul la. Eu n-am un comision obișnuit cum ia orice agent, 50% de la proprietar, 50% de chirie de la chiriaș. Eu iau doar de la proprietar o lună de chirie. E un comision mare o lună de chirie să-ți dea un proprietar că e găsit chiriași, dar ce fac în schimb? În luna asta de chirie ți asigur un an de chiriaș. Ce înseamnă asta? Aplica mai repede de un an, ți aduc pe altcineva gratis, muncesc încă o fără să-ți iau niciun ban. De ce? Că ți-am promis un an. Și am nevoie ca acel chiriaș, ca să stea un an, să plătească la timp chiria, să plătească la timp utilitățile, să stea un an. Și... Dar înțeleg că nici nu poți să-i dai afară pe unii conform legii, în plină iarnă. Iarna, da, nu poți să-i dai afară, nu poți să-l dai afară dacă nu ai contract înregistrat la ANAF, adică poți să-l dai, dar greu, în proces, în civil, așa, dacă ai contractul înregistrat la ANAF și nu a respectat niște clauze, în două săptămâni l-ai dat afară, în procedură simplificată. Deci, recomandarea ta pentru cei da. care vor să închirieze să aibă acte la mână, acte nu la să mână. facă da, pe ochi frumoși ca, ca să dribleze fiscul. Dar nici nu mă bag. Păi logic, frumoși logic. nu închiriază -mi cu mine. Da. Deși eu n-am nicio, adică el poate să aleagă cum vrea să-mi chirieze. Că nu eu plătesc dările, eu îmi plătesc impozitul pe comisiuni, pe factură, da. pe dividende, pe ce scot eu, din firmă. Uh -huh. După aia e treaba lui. Dar nu mă bag. De ce? Că dacă are probleme, mă cheamă și pe mine. Dar chiar așa e o anumită parte a chiriașilor de stricătoare, că înțeleg că după chiriași, după anumiți chiriași, rămâne dezastru în urma lor. Sunt și care strică, dezastru. da, sunt și care strică. Dar repet... Îmi spunea cineva că se scrumează în chirie în noptiere. În noptiere, de... pe parchet, țigara stinsă, că ai tragi cu un covor după, nu ai risești baia, după ce faci baie, cât ți -e frig și faci ce gai, faci grasie, nu au grijă ca de casa lor. De aia e bine să-l selectezi de la început pe om, să fie cum se cade. Dar de ce sunt oamenii ăștia atât de stricători? Până la urmă e mediul în care trăiești o, o lună, două, viața. un an. Na. De ce dăm N-am mai evoluat și noi? Sau ei Nu au mai evoluat? De ce nu? se dau încă și păgi în spitale? Să te bagi în față, să iasă operația. Nu ai datoria lor să te operezi? Nu dai ai plătit doctorul ăla? De ce totuși îi dai o mie de lei la final? Sau la început? Așa suntem. Ce merge cum trebuie în țara asta? ca la carte, cum vrea bunul TikTok-ul lui Șerban TikTok -ul Trâmbițaș. ul meu merge ca la carte, da. <laughs> da, e foarte, foarte aglomerat, ne pregătim să și închiem această discuție. Unde te vezi peste e întrebarea clișeu, dar chiar am nevoie de răspunsul tău. Unde te vezi peste 10 ani în același domeniu? Da, clar, în același da. domeniu, probabil în film sau două, trei, patru sau cinci filme. Nu neapărat despre imobiliare, nu, Nu, îmi place rol. să joc. Da, mi-e place să joc, să intru în personaj. Uh, și în același domeniu Sper ca măcar 20 de oameni sub mine Care să lucreze după principiile mele Corect și ca la carte. A, Adică să-ți dezvolți o firmă mai mare decât uh... Să-i duc piața imobiliară cumva, da Să se reglementeze meseria Să lupt în direcția asta Tu să faci mai parte cu... și din asociația uh, Profesională A uh, agenților imobiliari din România Da. Adică ești uh, Cu ștate în regulă și cu acte în regulă Da peste tot. Și recomand oricărui vânzător, cumpărător, dacă nu poate să lucreze cu mine, că n-am timp, n-am să lucrez cu toți, să caute un agent imobiliar, membru APAIR pe internet, în orice oraș din țara asta, pentru că e ce trebuie. Dar piața imobiliară unde o vezi? Peste, nu peste 10 ani, peste 2 ani. Spui că acum e în cap? Crezi că își va reveni? Nu fac sau... predicții imobiliare, nu știu. Din punctul meu de vedere, o să-și revină când își revin dobânzile bancare. Pentru că o să crească cererea din nou. E simplu. Dar nu știu când asta, când se va întâmpla. Hai să vedem și noi prima scădere de dobândă. A, deci totul are legătură cu... Păi creditele ipotecare sunt motorul imobiliar în România. Cum ai zis și tu, cash nu prea e. Eu zic că e și cash, dar nu așa mult ca, cred ca și credite. Deci motorul e mort acum. Trebuie să-și revină motorul. Schimbăm uleiul. Pe ce facem pariul tare de tot uh, cu Șerban Trâmbițașu și la care să se uh, uite și să comenteze? Nu doar să se uite cei care te admiră, te apreciază și care vor să te contacteze mâine, poimine sau când doresc domniile lor. Punem pariu că ceva realist, realizat. A, vrei să zic eu un pariu? Da, da. Care să aibă legătură cu domeniul ăsta, cu tine, cu... Cu imobiliarele? Da, da. Un pariu care să fie realist, nu ceva fantezist. Că A... la fantezii, sigur, e ușor să te gândești, dar mai greu să le îndeplinești. Aoleo. Am un pariu chiar, chiar, chiar acum. Chiar acum se poate întâmpla. Păi, pare cum mine că dacă stă mai mult de 5 minute, fac pe mine. <laughs> asta, da, asta, îl da, asta eu, nu, da, nu e timp pentru okay. cei care ne urmăresc. Da, uite, m-ai închis aici. Nu te-am sunt parior ba da. Nu te-am închis pentru că ești actor și actorii au uh, o inspirație. Punem pariu că depășim 150.000 de vizualizări cu podcastul ăsta. E un pariu foarte bun și sper să se întâmple așa ceva. Și sper să uh, ne mai treci pragul. Doamne ajută, sper Doamne să mă ajută. mai înviți. La tare de tot, Șerban Trâmbițașu, succes, îl lăsăm să meargă la treabă. Mulțumim că vă uitați la noi, că ați creditat și continuați să faceți acest proiect, să vă abonați, să ne admirați și de ce nu să ne criticați. Cu bine, pe săptămâna viitoare!